În seara aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre cea mai înaltă virtute a creștinismului, cea mai înaltă treaptă a creștinului, și anume iertarea. Când citesc Sfânta Scriptură îmi dau seama că niciodată nu pot să seamăn mai bine pe Iisus Hristos ca atunci când iert din toată inima mea pe Cel care mi-a greșit. Pentru că prima rugăciune pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos pe cruce a fost aceasta. Tată, iartă-i! că nu știu ce fac. Și când mă gândesc că Isus a spus lucrul acesta cu rănile deschise, nu după ce s-au cicatrizat, nu după ce treci 20 de ani de zile și în sfârșit îmi revin, ci cu rănile necicatrizate, a putut să spună, Tată, iartă că nu știu ce fac. Îmi dau seama că nu există mod în care pot să mă aseamăn mai bine cu Isus Hristos, ca atunci când aleg să iert din toată inima mea pe cel care mi-a greșit. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea următorul lucru. Că un om care nu iartă este blocat în destinul lui. Un om care nu iartă nu va gusta anumite nivele ale plinătății cu Duhul Sfânt pe care le-ar fi, le fi putut gusta în viață, dacă ar fi iertat din toată inima. Un om care nu iartă, frații, și srori, dragi în care suntem aici, indiferent de religie, este un om care merge cu frâna de mână trasă. Nu are libertate în Duhul, frustrează anumite planuri ale lui Dumnezeu în viața lui. De aceea, chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi în această seară este să alegem să iertăm din toată inima. Când ne-am rugat fiecare dintre noi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, n-am făcut altceva decât să spunem, Doamne, tratează-mă pe mine, Gabi Floruț, așa cum tratez și eu pe cel care mi-a greșit. Doamne, scoate-mă pe mine din cârlig, eliberează-mă pe mine care sunt prins în drum cârlig, după cum eliberez și eu pe cel care mi-a greșit. Și adevărul este acesta. Abia atunci vei fi liber în Duhul tău când tu însuți vei elibera pe cel care ți-a greșit. Până nu le liberezi și îl duci în spate și mănânci cu el și te cuști cu el și te duci cu el în concediu și totdeauna îți baună în mintea ta până nu le liberezi, Duhul tău nu va fi eliberat. Când însă îl vei elibera și spui Doamne, aleg să iert prin puterea Duhului tău cel Sfânt pentru că sunt urmașul lui Isus și vreau să semăn pe Isus. abia atunci Duhul Sfânt te va ridica la o treaptă pe care n-ai cunoscut-o poate în 30 de ani de pocăință, când ales să ierzi din toată inima ta slăvi să fie Domnul. Întreabă-te în această seară, există oameni pe care îi duci în spate? Există oameni pe care nu i-ai iertat? Există oameni care atunci când intră în biserică sau te întâlnești cu ei în primărie sau undeva, când îl vezi, să ridică tensiunea? Există oameni care pur și simplu simți că te agasează? Numai prin privirea lui. Și ce trebuie să faci? Să zici, Doamne, în această seară, indiferent ce mi-a făcut, și dacă își iertare, și dacă nu, Doamne. Doamne, vreau ca Duhul meu să fie liber și vreau să aleg să iert din toată inima mea. Cred că omul despre care am auzit că seamănă cel mai bine pe Iisus Hristos a fost fratele Traian Dors fratele Traian Dorza a stat 17 ani de zile în pușcărie și unul din motivele pentru care a stat acolo este pentru că soția lui îl trăda la securitate. Omul meu s-a la rugăciuni acolo, puneți lanțurile pe el. Și Traian Dorza a stat în pușcărie pentru că nevastă s-a trădat la securitate. După 17 ani de zile de pușcărie, a ieșit de acolo și s-a întors tot la nevastă sa și s-a uitat în ochii ei și i-a spus așa, dragă, tu nu poți să greșești față de mine. De câte ori te pot ierta pe tine? Eu când am auzit asta de la un frate pastor, fratele Nicu Mureșan, a crescut în casa lui Treandor, spiritual vorbind. Și la noi, păstor în Biserica Beter, când am auzit lucrul ăsta, am zis, n-am citit, n-am cunoscut vreun om care să semene mai bine pe Iisus Hristos. Când mă gândesc asta noi la orice chichiță, orice pișcătură, gata, îmi iau jucările și plec, gata, divorțez, gata, nu știu ce, gata, nici nu mă mai joc, nici nu mai când, gata, gata, nu mai vorbim 20 de ani pentru lucruri de nimic. Și alții au trecut prin foc și au rămas verticali înaintea lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne Dumnezeu, indiferent de religia care ești aici, tu ai nevoie de Isus. Să spui, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt, naște-mă din nou, Doamne! Și dă-mi această putere supranaturală, că nu am în mine, nu m-am născut cu ea. dă Doamne, puterea Ta și prezența Ta să pot să iert din toată inima mea. Să nu te mai duci cu frâna de mână acasă, să nu mai duci sac de ciment în spate, ani de zile, duh de robie, cum se citea, ci să fiu un om liber, să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui. Lăuda să fie Isus Hristos, binecuvântat să-I fie în numele. Vedeți, noi de obicei la ora de rugăciune dimineața spunem fraților: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Și îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc. În fiecare, ce bine, doamne, că s-ai înnoit bunătatea față de mine. Dar ce-ar fi să-ți și tu bunătatea față de cel care s a greșit? Ce-ar fi dacă diavolul, de un milion de ori pe zi, vine și spune: Nu-l iert, de un milion de ori să spui: Îl iert, decid. Eu nu mă duc pe sentiment, eu nu umblu prin emoție, eu umblu prin credință în cuvântul lui Dumnezeu. Și minoiesc bunătatea și dacă mă atacă de un milion de ori, de un milion de ori, pe zi, decid. Îl iert din toată inima mea. De ce? Eu sunt al lui Isus. Eu vreau să semăn pe Isus Hristos. Lăuda să fie Domnul. Biblia spune ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte. Noi zicem, Doamne, dreptate pentru el și milă pentru mine. Domnul zice, nu. Semen milă, vei culege milă. Semin ură și răutate. Ceea ce semin aceea vei culege și de obicei culegi mai mult decât ai semănat. Pui un bob de porumb și pe un ștulete sunt între 300 și 800 de boabe. Semin acolo ură și amărăciune. Oh, și dacă mai e și prunci, atunci e mai rău. Atunci e mai rău, că părinții au mâncat aguridă și copiilor. Dacă dai -o din o travă aia, dacă dai din o travă aia și la pruncii tăi, nu ți-i lăsa dragutate, nu? Păneam neamul așa ceva nu a fost. Vai, păneam, neamul nostru, zici că ai fi din neamul lui Donald Trump. Neamul nostru, atât aroganță pe la România ăștia. Nu, nu ce a lăsat. Știi, vezi că ești așa, duhul ăla cu care n-ai luptat și nu l-ai biruit. Duhul ăla îl inseresc și în pruncii tăi și ei vor fi așa eu nu vreau ca pruncii să fie răi, eu vreau să se uite la mine. Și zic că vreau să fiu ca tata când ești mare. Vreau să fiu ca mama. Da, au fost împuns, au fost nedreptățit, dar omul s-a dus în dormitor și și-a dus luptele pe genunchi ca un gentleman și nu mi-a arătat cicatricile înainte de vreme ca să prind lehamite pe creștini, ci și-a ascuns cicatricile și l-am văzut pe Hristos frumos și am văzut biserica frumoasă. Frați și surori, trebuie să fim niște gentlemen când e vorba mai ales de prunci noștri. Să nu-ți arăți bătăliile la copii care nu sunt vaccinați pentru astfel de bătălii. Să fii gentleman, să taci înaintea Domnului, să te duci singur, să vorbești cu un om mai matur ca tine, cu fermoar pe gură, să te lași ajutat, să nu-ți privatizezi durerea, dar să nu le împrăști pe toate gardurile și la masă și să audă toți. De ce? Pentru că lucrul ăsta va insera venin și în ei. Și vrem ca să avem o generație de tineri, băieți și fete, plini de suc și verzi în casa lui Dumnezeu. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne îmbrace cu puterea Lui, lăuda să fie în numele Domnului. Ce se întâmplă dacă nu ierți? Un om care nu iartă, în primul rând, va fi mai bolnav din punct de vedere fizic. Nu eu spun asta, doctorii spun. Un om care nu iartă, îi scade imunitatea. Poți să bea aloe vera forever, herbalife, dotera, tăchii naturalele care există în lumea asta cele mai tari, poți să le bei, dar ascultă-mă, când nu ieri și-l vezi pe cutare și dă în tine transpirații reci, pe loc ți -a căzut imunitatea. Pe loc! Vei fi mai expus la boli, ulceri de stomac, boli de inimă, boli psihice, anumite tipuri de cari, spune Daniel Goleman în Inteligența Emoțională, anumite tipuri de cancer și așa mai departe. De ce? Pentru că bolile nu se fac de la ceea ce mănânci. Bolile se fac de la ceea ce te mănâncă pe din interior ți acolo ură și amărăciune? Nu mai vezi că simți și stomacul, și ficatul, și pancreasul? Și vezi că ești tăi un naturat tot la 2.20? Și astăzi merg la doctor și spune domn' doctor, dar nu știu că pe meu nimeni nu a avut, dar cum? Dar eu mănânc așa mai vegan, eu nu știu ce. Știi ce ce doctorul? Stres. Stres. Acum vor descoperi și ei, de 100 de ani, că până atunci zicea, ai 8 ore de somn dormici, Ce ai mâncat? Am de 100 de ani ori descoperi și ei că există boli psihosomatice. Boli ale trupului datorită unui psihic încărcat. Și acum, imediat, la orice bagă, stres, stres și au dreptate. Dar vreau să vă spun ceva. Dumnezeu e mai deștept ca doctorii. Și El de mult a zis în Psalmul 37, nu te supăra că supărarea duce numai... Lara, Ții acolo supărare. Păi du-te cu ea la crucea lui Hristos. Rezolvă-ți problema și îi spune, Doamne, vin cu îngrijorările mele, le arunc asupra ta. Aleg să cred în cuvântul tău care e adevărul. Nu cunosc altă voce în mintea mea decât vocea Scripturii. Nu mai cred vocea celui rău. Nu mai cred agasarea minții mele de ce rău. Eu cred în Biblie și atât. Să fii omul unei singure cărți, Biblia, și te duci la Isus. Și acolo în rândile lui găsești vindecare, în sângele lui iertare de păcate și devii o făptură nouă. Sunt oameni care m-au zis că au avut diabet tot 4 500. Și când a pus mâna pe telefon și au zis, cum iartă-mă, în momentul ăla o scăpa de diabet. Câte boli poate nu ne rugăm noi în bisericile noastre, Doamne vindecă, Doamne vindecă. Mai bine n-am trimite bilete în față să ne rugăm pentru toți bolnavii atâta timp cât cei care trimit în față. Nu și-au rezolvat problema lor personală între ei și Dumnezeu. Dacă ai zi de despărțire între tine și Dumnezeu, nu chinui zeci mii de oameni să se roage pentru tine. Știi ce să faci? Dă râmă zidul! Dă râmă zidul! Că degeaba se roagă o sută de mii de oameni. Când păcatul te desparte de Dumnezeu, ce să faci? Pune mâna pe telefon și spune frate iartă-mă, vecine iartă-mă, eliberează- te și vei vedea că sănătatea, puterea lui Dumnezeu va curge ca un râu când îți rezolvi problema, lăuda să fie Domnul. Amin, frați și surori? Dragi în care suntem aici? Să știți că Dumnezeu e interesat nu numai de sănătatea spirituală. Da, asta e pe primul loc. Dumnezeu este interesat și de sănătatea fizică. Și ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de toate cauzele, lăuda să fie Domnul. Amin? În al doilea rând, un om care nu iartă nu numai că va fi mai bolnav din punct de vedere fizic, dar un om care nu iartă, și acesta e cel mai teribil punct, probabil, este un om care l-a întristat pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ți-ai pierdut legătura cu Dumnezeu. Ți-ai pierdut ungerea spirituală. Vorbești ca un papagal, cânți ca un papagal, nu mai emani atmosferă spirituală. De ce? Pentru că Duhul Sfânt l-a stins, l-a întristat în viața ta. Unde scrie lucrul acesta? Efeseni 4 cu 30. Biblia spune așa, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cum e Duhul? E Sfânt. Prin care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării. Și uitați versetul următor. Șase păcate care întristează pe Duhul Sfânt. În cap de listă, ghiciți care Orce? Orice? Curvie. Parcă e singurul păcat disciplinat astăzi în bisericile noastre. Și e bine că disciplină. Dar uitați care e păcatul în cap de listă care întristează pe Duhul Sfânt? orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, strigare, orice fel de crevenie, orice fel de răutate, Gabi, ce să facă? Să piară spre Biblia. Din potrivă fiți, din potrivă fiți bun, iertați-vă, fiți miloși, cum va ierta Dumnezeu în Hristos. Dacă ai ură și amărăciune în inima ta, Duhul Sfânt istinț nu mai ești asistat de porumbel. Și știți că porumbelul nu are fiere? Și știți ce gust are fierea? Zice stare. Amar. Când am amărăciune, nu-l iert, zice, nu-l iert. Când ții acolo lăstar de amărăciune, care aduce tulburare și întinează pe mulți, spune Biblia. Duhul Sfânt istins, Vrei ca Dumnezeu să-ți dea harul lui, să-ți dea puterea lui, ești aici nemântuit. Indiferent de religia care ești, că Dumnezeu nu-i penticostal, nici ortodox, Dumnezeu e sfânt, amin? Știi ce să faci? Dacă ești aici împovărat de ură, de amărăciune, de iuțime, de mânie, e păcat și plata păcatului moartea. Să vii la crucea lui Iisus Hristos. Să spui, Doamne Iisus, eliberează-mă de acest cancer spiritual, Doamne. Fii sângele tău să mă curețe, eliberează-mă. Am încercat, am luptat, Doamne. Tot în ciclul ăsta, sujo, sujo, tot așa. Dar, Doamne, fie astăzi o zi în care să rupi acest blestem de peste viața mea și să fiu eliberat în sângele lui Hristos. Există putere în sângele lui Hristos? Sângele lui Hristos nu numai că iartă, există putere eliberatoare. Leuda să fie Iisus Hristos. Orice mărăciune, ce să facă? Să piară. Uitați-vă aici. Dacă aș avea ce un porumbel și ar trebui să ies afară, să mă duc la mașină, spuneți-mi cum ar trebui Gabi Floru să pășească aici pe scări și să ajungă la mașină. Cum? Să am porumbelul aici. Cum? Atent! Fin! Gingaș! Spuneți-mi ce fel de umblare trebuie să avem noi în așa fel încât Duhul lui Dumnezeu nu numai să vină, ci să rămână peste noi. Ce fel de viață? Cum e inima ta în această seară? Dacă l-ai întristat pe Duhul Sfânt, dacă ești aici și ai astfel de păcate în inima ta, nu, tu n-ai curvit, bravo, felicitări, Nu că ți ură. Și oricine urăște pe fratele său, este un ucigaș în costum cu cravată. Știi ce să faci? Să zici, Doamne, mă pocăiesc de Duhul lui Cain, Doamne. Doamne, mă văd pe buza prăpastii. Mă văd, Doamne, pe buza prăpastii ca și Cain. Dar Tu ai spus, vezi că păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu ce să faci? Tu să-l stăpânești, tu să asculți de mine. Tu nu mergi pe speculație, tu mergi pe revelație, tu asculți de cuvântul meu. Noi nu funcționăm pe explicații și pe logicile noastre umane. Noi, noi, noi umblăm prin credință, pe baza cuvântului meu. Și dacă nu înțeleg, eu ascult de Dumnezeu. Lăudat și onorat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie Isus Hristos. M-am uitat în Sfânta Scriptură și am văzut că primul martir, pe nume Ștefan, a murit sub o ploaie de pietre. Dar și Biblia cum omul ăsta înainte, prin mâinile lui se făcea vindecări fantastice. Mar mulțim de preu se întorcea la Dumnezeu, mar mulțim de oameni, cu o ungere extraordinară. Și am zis, Doamne, dar da, care a fost secretul că Duhul Sfânt a, a fost așa de puternic peste Ștefan. E ca și când Domnul mi-ar fi spus, uite-te la felul în care moare. Uite-te, uite-te. De ce l-am putut folosi cu așa putere fantastică? Când oamenii luau pietre ca să-l ucidă, ăsta nu zice, mă, stai, mă că-ți joc, eu stai, stai, că-ți perpeleș și eu să vezi, Spun și eu mâna am și telefonii, așa-l fac. Nu. Când oamenii au luat pietre, eu n-am luat piatră. Răzbunarea Domnului, amin? Omul ăsta a zis, Doamne Iisuse, nu le țin în seamă nelegiuirea lor. E ca și când Domnul zice, Vezi, cu moare. De ce l-am folosit? Pentru că n-a avut în el pic de amărăciune. Se roagă pentru cei care îl prigonesc. Exact ca și Iisus Hristos pe cruce. Frați și surori, răzbunarea este a Domnului. Dacă ești aici și ai piatra în mână și ți-ți buzunar, poate nu din nimeni, dar o ai acolo și pe buza prăpastei, indiferent cine ești lasă piatra jos. Răzbunarea este a cui? A Domnului. Un om care nu iartă va fi mai bolnav fizic. Un om care nu iartă îl întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Un om care nu iartă și îl face vrășmaș, nu pe satana, ci chiar pe Dumnezeu. De trei ori în Biblie spune răzbunarea este a Domnului. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că răzbunarea este un prerogativ, este un atribut care aparține doar lui Dumnezeu. Când cineva vrea să se răzbune, zice, Doamne, dă-te tu la o parte și lasă-mă pe mine să îmbrac prerogativul, atributul ăsta și să joc eu rolul lui Dumnezeu. Și vreau să spun ceva și te rog să nu uiți. Dumnezeu își împarte cu noi bunătățile, dar nu își împarte slava. Și când te atingi de atributele lui care aparțin doar lui și vrei tu să joci rolul lui Dumnezeu, n-aș vrea să fiu în pielea Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. De trei ori în Biblie spune, răzbunarea este a cui? A Domnului. Dacă tu vrei să te răzbuni, îl ai ca vrăjmaș. Nu pe satan atât de mult, ci pe Dumnezeu, pentru că te atingi ceva ce nu îți aparține ție. Să vă dau un exemplu. Unul dintre cei mai extraordinari oameni pe pagini Sfinte Scripturi a fost cine? David. Un om bun, un om după inima lui Dumnezeu. Dar la un moment dat, odată în el, așa un du de răzbunare extraordinar. Zice Biblia că a avut grijă de oile lui Nabal și a trimis câțiva din slujitorul lui și au zis, du-te la Nabal, omul la bogat, și spune ți să îmi dea ce să inima, caș, brânză, orice, zice, pentru noi, că am avut grijă de oile lui. Și ăștia măr și îi zice și lui Nabal și Nabal, arogan, zice, cine-i fugarul ăla de David? Fugarul ăla de David. Mulți fugari au plecat de la stăpânilor. Nu-i dau nimic. Și se întorc ăștia și zice, auzi, te-au făcut fugar. Când au auzit Nabal lucrul ăsta, că l-au făcut fugar, când, când au auzit David că l-au făcut fugar, tot orgolul lui masculin a explodat. Dai seama pe mine, David, m-a făcut fugar și a început să se jure și să spună să mă perepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă nu-l omor, pe, dacă nu omor pe Nabal și pe toți cei de parte bărbătească. Pentru ce? Pentru o vorbă! Trebuie să moară el și tot neamul lui! Pentru o vorbă! Dar bă, David, eu chiar nu te înțeleg. Ai dus războaie cu balauri. Când Saul a luat o luat sulița și o dădu după tine, te-ai tras. Și în loc ca să iei sulița și să-l țintești, că aveai țintă bună, ai zis, răzbunarea a Domnului și ai fugit. L-ai prins în peșteră și puteai să-l omori când dorme. Și ai zis, nu, răzbunarea a Domnului. Și acum, după ce ai avut biruințe colosale, te de o frunză? Nu ți s-a întâmplat și ție așa? Hai biruit ispite că numai mila Domnului. Și astăzi, pentru o vorbă, pentru o vorbă, zicea, trebuie să mor. Și în timp ce mergea cu 400 de oameni să-l omoare pe Nabal, i-a ieșit în cale cine? Abigail, soția lui Nabal. Parcă este simbolul Duhului Sfânt. Și Abigail îi spune așa, 1 Samuel 25 cu 28, Biblia spune așa, iartă te rog vina roabei tale, că dacă ierți, Domnul va face Domnului meu David o casă, zice stare, trainică. Dragi familiști, vrem să avem o casă trainică? Vrem familii puternice? Iartă domnul meu pe doamna ta. Doamnă, iartă-l pe domnul tău. Și dacă ierți, Dumnezeu îți va da o casă trainică. Iartă că Domnul meu poartă războaiele Domnului. Noi în seara asta purtăm războaiele Domnului. Când suntem în rugăciune, suntem împotriva duhurilor răutății care sunt în locuri cerești, da sau nu? Suntem în război rugăciune. Vrei război câștigate? Vrei rugăciune ascultate? Atunci să nu fie, să nu fie niciodată răutate în tine. Niciodată! De ce? Răutatea blochează prezența lui Dumnezeu în viața ta. Poți te roși cât vrei, poți să, să adun cei mai tari oameni spirituali până nu scap de răutate, până nu mărturisești. Războaiele tale vor fi pierdute. Și Biblia continuă mai jos și spune, binecuvântat să fie Dumnezeu și binecuvântat să fie judecat ta că Domnul mi te-a scos în cale. Și David își spune sabia în teacă și pleacă. Nabal se trezește dintr-o beție și Abigail se uită la el și zice, a venit David să te omoare și eu l-am oprit. În momentul ăla, inima i s-a făcut ca piatra. Zece zile, comă. Zece zile, comă. Inima tare ca piatra. După zece zile, Dumnezeu o lovește. Dar David rămâne, rămâne cu mâinile curate. Pentru că Dumnezeu știe să perepsească într-un mod original și să te țină pe tine cu mâinile curate. Că, Doamne, multă apă trebuie să treacă pe criș până când să uită unele lucruri. Doamne, multă apă trece pe criș. Și atunci ce faci? Doamne, apă mă tu, răzbunarea este a ta, nu mă mânjesc. Dacă hornarul satului vrea să se bată cu tine și ești îmbrăcat în costum alb, nu te bate cu el că nu mai te murdărește? Răzbunarea este a cui? Este? Este a Domnului. Poate ești aici și ești pe buza prăpastii fierbi. Domnul zice, răzbunarea mea, lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine. Spunea odată fratele Liviu Apolzan, când Dumnezeu vrea să prepsească pe cineva, îi ia fermoarul după gură. Și lasă singur să se facă de rușinie. Să bat el pe el. Uitați ce zice Biblia în Proverbe 26 cu 26. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, face cum ești, la foarte bine în sus. Apoi el, totuși răutatea lui, zice stare, se va descoperi unde? Ai răutate acolo în prefăcătorie? Ok, bun, tu ești curatul? Ok. Dar nu o lăsa să fermenteze. Du-te rapid la cruce cu ea. Că dacă nu te duci la cruce, ascultă-mă, odată explodează. Nu-ți privatiza stările acelea din inima ta. Du-te la Isus Hristos, caută pe un om matur, vorbește, spune, asta e cancerul meu spiritual, roagă pentru mine, ce să fac? Pentru că dacă nu, răutatea ta se va descoperi, zice Biblia, în mijlocul adunării, se va auzi și se va vui toată lumea. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne dea o inimă bună să fim oameni care să stăm la piciorul crucii. Să fim oameni care să ne luăm firea asta pământească, să o punem pe cruce și să ne rugăm ca bătrânelul ăla. Doamne, fă să țină cu ele. Fă să țină cu ele, Doamne, să nu se mai dea jos firea asta pământească. Să nu mă facă praf, Doamne. Fă să țină cu ele, Doamne. Și să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în mine. Și viața care o trăiesc în trup să trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, să nu mai trăiesc după logica mea, după dreptatea mea firească, să am o gândire duhovnicească. Și mă rog, Doamne ajută-ne la lucrul ăsta. Amin? Gândiți-vă la un alt om. Gândiți-vă la Iosif. Pentru mine Iosif este personajul care seamănă cel mai bine pe Domnul Isus Hristos. Deci n-am găsit un personaj care să semene mai bine pe Fiul lui Dumnezeu ca Iosif. Iosif a fost preibitul tatălui său. Isus a fost preibitul tatălui său. Iosif a fost vândut pe argint. Isus a fost vândut pe argint. Iosif a fost ispitit. Isus a fost ispitit. Iosif a biruit ispita. Isus a biruit ispita. Iosif a fost aruncat în groapă. Hristos a stat trei zile în groapă. Iosif a ieșit din groapă. Hristos a înviat a treia zi, după scripturi. Iosif și-a iertat frații. Hristos a zis ei că nu știu ce fac. Întotdeauna vezi această paralelă. Iosif seamănă pe Isus Hristos. Se Biblia că după ce l-au vândut, au venit potifăreasa l a acuzat de hărțuire sexuală. L-au aruncat în închisoare. 12 ani stă în închisoare omul ăsta. 12 ani. Fantastic. 12 ani. Și după 12 ani de zile, Dumnezeu ridică și îl face prim-ministru. Peste tot Egiptul. Vin frații lui, vă aduceți aminte, după 20 de ani vin frații lui, ce noi suntem oameni de treabă, murind de foame acolo, nu ne dai prim-ministru, nu ne dai greu. Ei nu știau că vorbesc cu Iosif. Iosif i-a cunoscut frații lui, nu. Și acum ascultați ce deci Biblia Genesa 45, versetul 1. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea fraților lui și a celor care îl înconjurau și a strigat scoateți pe toată lumea afară și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. Întrebare. De ce a scos Iosif pe toți Egipteni afară? De ce? Și de ce? vă rog să o uitați la mine. Să le salveze fața. Să le salveze imaginea. Ăștia aveau o bubă de aia sub braț și în talpă care puroia. Și eu să vă zic, bă, eu vreau să vă țin în Egipt. Și eu nu vreau ca egiptenii să știe ce mi-ați făcut. Vreau ca atunci când mergeți în primărie, când mergeți în oraș, să nu scui pe oamenii pe voi, mă. Și vreau să vă salvez imaginea și scot pe toți afară. Pentru că atunci când ierți pe fratele tău din toată inima ta, nu-l mai pui pe toate gardurile. Amin? Iertarea totală înseamnă îngropi între tine și el. Ai luat securea răzbunării și ai băgat-o în pământ și vrei să-i salvezi fața, vrei să-i salvezi imaginea, rămâne între tine și el. Vă place atitudinea asta? Dar haide să vă întreb ceva. Cum a făcut Dumnezeu cu noi? Ce a zis Dumnezeu? Ferice de cel cu păcatul, cum? Acoperit. Ce bine că nu trage Dumnezeu plapuma de păstă noi, așa Ce putem intra în casă de Dumnezeu și nu ne pune Dumnezeu păcatele pe retroproiector. Că am intrat în pământ. Ce bine că Dumnezeu nu numai că le acoperă, ce bine că Hristos le-a șters cu sângele său. Și în mica zice, le-a aruncat în mare, spune Biblia, și nu le mai pescuiește. Niciodată el nu mă, nu mă patronează, știind că am făcut ceva mult, 30 de ani de zi și oh, eu știu ce ai făcut niciodată. El se uită la mine ca și cum n-am mai făcut nimic. Pentru că sângele lui are putere să ne curețe de păcatele noastre. Lăuda să fie Isus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Și Biblia spune, ai zbugnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis, fraților, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu. Versetul 4. Iosif a zis fraților săi, Apropiați-vă de mine. Asta e un cuvânt magic. Apropiați. E ok. apropie-te. Așa e ca atunci când ieși din toată inima ta, nu mai îți intimidezi victima. Nu zici, deci, bă, tu taci din gură că eu știu ceva din trecutul tău și nu vrei să-i paralizezi viitorul cu ceva din trecutul lui. Când ai iertat, îl lasă să se simte, să se simtă normal. E ok, apropiați-vă de mine. Eu sunt Iosif. Nu voi m-ați trimis, Domnul m-a trimis. Nici nu mai zice nimic de visele alea. V-am spus eu, nu, nu mai reproșează. Domnul m-a trimis. Domnul, nu vă întristați, nu vă întristați. Domnul m-a trimis înaintea voastră. Ai oameni pe care încă îi, îi patronesc, le știi ceva din viața lor și ești un așa cu, cu bocancul pe capul lor și el se simte frânt că știi ceva și nu le liberezi? Seara să se spune, Doamne, de minima -mi lui Iosif. Ajută-mă, Doamne, să-i eliberez. Cum tu m-ai eliberat, Doamne, și mă lași să trăiesc o viață normală și poți să te laud fără să te mai uiți urât la mine? Doamne, dăm -mi această inimă a lui Iosif. Iartă-mă dacă am intimidat pe cineva, Doamne, și vreau să-l eliberez, Doamne, să fiu ca Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Amin? Uitați-vă ce binecuvântare dă Dumnezeu lui Iosif. Genesa 49, versetul 26. Binecuvântările tatălui tău întreg, binecuvântările părinților mei. Partea a doua. Aceste binecuvântări să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului Domnului fraților săi. Cine este Iosif? Bă, e un domn, zice. E un domn. Bă, avea mingea la fileu, putea să mi-o servească, să mă facă fleașcă. Bă, dar măcar că putea să facă asta. E un domn. Bă, e un domn. Vrei să fii domn între frații tăi, surorile tale, în casa scării, în neamul tău? Știi ce să faci? Să zici, Doamne, eu nu pot prin puterea mea. Ăsta e cel mai greu lucru în creștinism. Dar, Doamne, eu am Duhul Sfânt în mine. Și pentru că Duhul Sfânt mă locuiește prin Duhul, fac să moară faptele firii pământești. Le sufoc, Doamne Dumnezeule, toate aceste răutăți, Doamne, le arunc, Doamne, mă leapă, aleg într-un mod volitiv să mă las de ele. Ca să fiu și eu binecuvântatul tău, să las o mărturie plăcută. Când mă duc la mormântări, zic, cine a fost cel care a murit? Și zice unii slujitor, Deci, a fost cum a fost, zice, noi predicăm pe Iisus. No, atunci am înțeles că mărturia lui a fost slabă. Nu, eu vreau să am o mărturie ca Iosif, ca Isus, ca David, ca Ștefan. Tu, indiferent cine ești, să ai o inimă ca lui Isus Hristos, dar să ai inima lui Isus. Trebuie să te predai lui. Trebuie să spui, Iisuse, sunt un om păcătos. Mă lupt, dar nu pot prin puterea mea. Trimite pe Duhul Sfânt să-mi cerceteze inima. Iisuse, invadează-mă cu prezența ta. Rupe legăturile, Doamne! Și credeți-mă că Dumnezeu poate să facă în seara asta într-o secundă ce tu n-ai putut să faci în 50 de ani de zile. Asta este Isus Hristos. Asta e puterea lui Hristos. Te poate libera pe loc. Îndată, zice Biblia, la a lăsat lepra. Îndată, zice Biblia. Ce poate să facă Dumnezeu? Ce n-au făcut doctorii în 12 ani de zile la o simplă atingere de poala hainelui lui Hristos? Duh de vindecare a venit! Duh de pace a venit! Vrei să vină pacea lui Dumnezeu? Recunoște-ți păcatul! Și spune, aleg să mă pocăiesc, Doamne! De orice formă de răutate, orice fel de prefăcătorie, Doamne! Și vreau, Doamne, să fiu copilul Tău, lăudat și onorat să fie Domnul. Amin, frați și surori? Amin? Un alt lucru care ți se întâmplă dacă nu ierți este că nu numai că vei fi mai bolnav, nu numai că îl întristezi pe Duhul Sfânt, nu numai că îl ai vrășmaș pe Dumnezeu că te atingi de un prerogativ care aparține doar Lui și El nu își împarte slava cu noi. Al patrulea lucru care ți se întâmplă este că îți deschizi ușa inimii spre o lume ocultă, spre o lume a răului. Îi spui lui satana cu alte cuvinte, welcome, bine ai venit Satan. hai, hai în inima mea. Unde scrie asta în Biblie? Ascultați și de Biblia în 2 Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 10. Dar pe cine iertați voi, haideți să citim cu toții și, dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu dacă am iertat ceva? Am iertat pentru voi în fața lui Hristos, versetul 11. Dar de ce am iertat? Ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi că nu suntem în neștiință de planurile lui. Domnul îi se spune, Domnul are un plan minunat cu viața ta, Domnul are un plan cu viața ta. Amin, așa e. Dar noi uita și cealaltă parte de adevăr, că dacă Domnul are un plan cu viața ta și Satan are un plan cu viața ta, e un hoț și un tâlhar care vrea ce să facă? Să te distrugă. De ce iert? Ca să nu las pe satana să aibă un câștig. Închid ușa inimii! la orice formă de răutate și de amărăciune. De ce? Să nu-i dau cap de pod. Că dacă îmi deschid ușa inimii și nu iert, satana intră cu duhurile rele și te face să cazi în păcate mai teribile, în lecomii teribile, în curvii, în lucruri care îți distrug viața și reputația. Și planurile lui se împlinesc. De ce? Pentru că neiertarea deschide ușa și planurile celui rău se vor întâmpla. Așa că dacă ai conversații imaginare, totdeauna stai în pat, să faceți zăuă și tot vorbești. Și-ți imaginezi ce zice la cum îi dai tu, nu știu ce. Tai debate-uri, da, așa. Mai vedeți oameni că mă pe stradă și vorbesc singuri, ați văzut? De este ceartă, dar nu-i nimeni lângă el. Știți ce înseamnă asta? Conversații satanice. Ăștia îți dați pe mâna chinuitorilor. Ca ce slujitor, Eu iertat împăratul 20 de milioane de dolari, 10.000 de galbeni. Asta înseamnă în banii noștri. Plin de bucurie s-a dus și l-a văzut pe unul care îi datora 100 de lei înghețată. și în plătește au zis, mai îngăduie, mă. Nu, l-au aruncat în închisoare. Și Biblia, când, când au văzut slujitorii împăratului lucrul ăsta, s-au dus la împărat și au zis, împărate, tu ai iertat pe ăsta de 20 de milioane. 20 de milioane de dolari. Și ăsta nu iartă o înghețată, o pișcătură. Și împăratul a chemat și a zis, rob rău, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria când m-ai rugat. Nu se cădea și tu să faci la fel? Băgați-l în închisoare și dați-l pe mâna. Cine, -ți? chinuitor și dați-l pe mâna chinuitorilor, Duhurile, una, mm. mm. Ești acolo. Ce ce să faci? Doamne, scoate-mă din mâna chinuitorilor și poate în seara să trebuie să pui mâna pe un telefon și să spui, vecine, neamule, frate, soră, iartă-mă. Rupe blestemul ăsta. Întâlnește-te la un ceai. Fă ceva. Nu mai du saci de ciment în spate. Rupe toate lucrurile acestea și spune, Doamne, pentru că Tu mi-ai iertat atâta. Dăm harul să și o atâta. Fămă să fiu ca Isus Hristos. Pentru că niciodată nu vei semăna mai bine pe Isus ca atunci când alegi să ierți din toată inima ta. Amin? Al cincilea lucru care ți se întâmplă dacă nu ierzi. Nu numai că vei fi mai bolnav fizic, nu numai că îl întristezi pe Duhul Sfânt, nu numai că l-ai pe Dumnezeu ca vrășmaș, nu numai că îți deschizi ușa inimii spre ceră, al cincilea lucru care ți se întâmplă, indiferent cine ești, este că nu mai ai părtășie cu tatăl. S-a scurt circuitat relația ta între tine și tatăl. Unde scrie asta în Biblie? Ascultați ce zice Biblie. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 6. Zice Biblia așa. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umbli în întuneric, în ură, zice Biblia, mințim și nu trăim adevărul. Deci poți să zici, oh, Iisus, Iisus, ia -i. Dacă ai ură din inima ta, zice Biblia, n-ai părtășie cu Tatăl. Și spuneți-mi ce mai tragic în viața asta decât să te pui pe genunchi și să nu simți fiorul prezenței Dumnezeu pentru că ura, neiertarea, mărăciunea scurt circuitează prezența Duhului Sfânt în viața ta. Am auzit de pastor Daniel, pastorul Daniel, care a înviat dintre cei morți, când Reinhard Bonk, marele evanghelist din Africa, s-a rugat pentru el. Soția lui l-a dus acolo la rugăciune, împreună cu niște bărbați, a dus sicriu și a zis, rugați-vă, eu cred de vrei 11, că unii și-au primit apoi morți în viață, rugați-vă ca soțul meu să învie. Și s-au rugat oamenii și Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți. Și toți au venit la pastor Daniel și a zis, spune cum e în rai, cum e acolo? Și pastorul a zis, în rai? Dumnezeu a zis, locul tău e în iad. A zis, domne, cum am plantat biserici? Prin mine s-au întors atâția oameni, am predicat atâția zeci de ani. Cum să mă duc în iad? Și domnul a zis așa, înainte să mor cu două săptămâni, te-ai certat cu nevastăta. Și la nerv, nevastă ți-a dat o palmă două săptămâni n-a iertat-o și o cerut iertare și a zis, nu te iert. S-a pus în genunchi înaintea ta și a zis, iartă-mă. Și tu ai zis, nu, două săptămâni divorț emoțional sub același acoperiș. Unul într-un dormitor, unul în altul și n-a iertat -o. Și Domnul i-a zis, în rai nu intră criminalii. Că oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Noi vrem trezire în bisericile noastre. Și eu cred în trezire spirituală. Warren Worsby, unul dintre cei mai mari predicatori pe care America i-a avut, a spus așa. Dacă vrem trezire în bisericii noastre, un singur lucru ar trebui să facă frații și sororile Și ar veni trezirea într-un mod natural, să se ierte unul pe altul. Când nu mai există buruieni, Duhul Sfânt vine într-un mod natural, într-un sol pregătit. Frați și sorori, ne putem ruga foarte bine, aleluia, bun, Slăvi să fie Domnul, credem în așa ceva. Isus Hristos, zice Biblia Evrei 5 cu 7, se ruga cu strigăte mari și cu lacrimi. Evrei 5 cu 7. Și zice Biblia, și-a fost ascultat nu din pricina strigătelor mari și cu lacrimi, care sunt ok, așa se ruga Isus. ci a fost ca ascultat din pricina evlaviei lui. Ce înseamnă evlavie? În engleză e godly. Godliness. Ce înseamnă godly? Devine de la God, Dumnezeu. Și godliness, Dumnezeios. Adică a fost ascultat din pricina asemănării lui, asemănat, asemănat pe tatăl său. El avea chipul lui Dumnezeu. Cu cât mă seamăn mai mult, cu atâta rugăciunile mele sunt ascultate. Doamne, de vezi în inima noastră buruierea mare. Astăzi le smulgem, Doamne. De ce? Să avem părtășie cu Tine să fim prieteni cu Tine, să închidem ușa celui rău, Doamne. Să fim, de ce nu, mai sănătoși din punct de vedere fizic, dacă ți bol datorită unor lucruri care nu trebuiau să fie în viața noastră. Lăuda să fie Domnul. uite te în viața ta, ai oameni? Ești măcinat de astfel de gânduri? În seara asta, indiferent cine ești de religia care o ai, tu trebuie să vii la picioarele crucii lui Hristos. Să spui, Doamne Iisuse, ăsta sunt... M-a șarpele, Doamne! M-a mușcat! Îți dar vin, Doamne, și mă uit la șarpele de aramă. Iisus Hristos, zice Biblia, este șarpele de aramă. Iisus Hristos a fost făcut păcat. Șarpele de aramă este simbolul păcatului. Hristos, zice Biblia, a fost făcut păcat în locul meu. Ca eu, prin credință, uitându-mă la Hristos, cel care s-a îmbrăcat cu păcatele mele, să devin neprihănirea lui Dumnezeu. Acesta este Iisus Hristos indiferent de mușcătura de șarpe, te invita să-ți dai viața lui Isus Hristos. Să spui, Doamne, ăsta sunt, Doamne. Ai milă de mine, păcătosul. Și poate aș mai adăuga un lucru și să mă apropiu de încheiere. Sunt oameni probabil care n-au problemă cu iertarea altora ci nu se iartă pe ei înșiși. Poate ai făcut ceva lucruri în trecut care ți rușine. Poate ești și ai făcut avort. Ai făcut lucruri care nici nu le-ai la nimeni că ți rușine. Și diavolul te ține acolo în condamnare și îți mărturisești pe calea de un milion de ori. De un milion de ori. Vreau să-ți dau o veste bună. Dacă Dumnezeu te poate ierta și sângele lui poate să ierte orice păcat, amin? Cine ești tu atunci să nu te ierți pe tine însuți? Dacă Dumnezeu te iertat, ești tu mai mare ca Dumnezeu? Și ce trebuie să faci astăzi? Să spui, Doamne, aleg și eu să mă iert. Și, Doamne, ce ai curățat tu, eu nu mai vreau să numesc spurcat niciodată. Eu nu mai vreau, Doamne, să intru în ciclul ăsta de autocondamnare. Tu ai venit, Doamne, să mă eliberez, Doamne. De aceea aleg, Doamne, să mă iert. Moi s-a omorât un om și după 40 de ani de zile de ce să nu ucizi. Dar de ce? Pentru că s-a întâlnit cu Domnul la rug și când te întâlnești cu Dumnezeu te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Petru s-a lepădat de Domnul și de Rusali, vine și spune, voi v-ați lepădat de Cel Sfânt. Dar cum poți să spui asta? M-am întâlnit cu Domnul pe Marea Tiberiade, după înviere, și m-a ridicat și m-a întrebat, mă iubești, mă iubești, mă iubești, de câte ori am căzut, de atâtea ori m-a întrebat și Hristos m-a eliberat. Indiferent de păcatul care l-ai făcut, ascultă-mă, trebuie în seara asta să alegi și tu să te ierți și să crezi că nu mai este nicio sândire pentru cei care sunt în Isus Hristos. Amin, frați și surori? Un ultim verset. Iov 42 cu 10. Biblia spune așa. Iov 42 cu 10. Omul ăsta care a fost aruncat pe groapa de gunoi a orașului. 40 de boli în trupul lui. 6 luni de zile cu o bucată de sticlă stătea și se scărpina. Și a avut trei supărăcioși care tot de i-au dat în cap și au zis Te-au bătut Dumnezeu, ai băut nelegiuirea ca apa, de aia ți se întâmplă. Zici că erau români. Tot timpul, orice se întâmplă ceva la cineva, au făcut ceva rapid. Ei nu știau că s-a pus un pariu pe capul lui. Și ascultați acum ce zice Biblia. Domnul a dus pe Iov iarăși în starea lui de la început. Când i-a făcut Dumnezeu textura pielii ca unui copilaș? Când? După ce s-a rugat Iov pentru cine? Pentru prietenii, cred că în ghilimele. Ăia care tău i-a dat în cap, așa -i? După ce s-a rugat și i-a putut binecuvânta, Domnul, zice Biblia, i-a dat starea de la început și a alărgit granițele, financiare dublu decât tot ce a avut De ce? Pentru că a ales ce să facă? Să ierte. Să ierte și să se roage pentru vrășmașilor. Vrei ca Dumnezeu să deschidă uși materiale și uși spirituale într-un mod special peste viața ta? Vrem lucrul ăsta, mai ales că am înțeles că începe o săptămână de stăruință. Amin? Slăviți să fie Domnul. Vrem să se deschidă cerul? Iartă! Iartă din toată inima ta! Și vei vedea că Dumnezeu poate să facă într-o săptămână în viața ta ce tu n-ai putea să faci într-un miliard de ani. Alege să ierți alege să te erși și pe tine? Să crezi că sângele lui Hristos e mai puternic decât păcatul tău? Și ce-a curățit Dumnezeu tu să nu mai nume spurcat? Și indiferent cine ești de religia care o ai, te invit să spui, Doamne Iisuse, intră și în inima mea. Doamne, uite-te cum a mușcat șarpele cel vechi, satana. Doamne, vindecă-mă tu, de aceea mă uit la Hristos, la rănile lui. Mă ascund, Doamne, în rănile lui Hristos. Și sunt îmbrăcat cu neprihănirea lui, cu meritele lui. Și sunt vindecat prin sângele lui Isus Hristos. Și mă rog astăzi să plece acasă cu un mântuitor minunat care îi liberează, care rupe cătuș și să vină Duhul Slavei să se odihnească peste tine și peste viața ta slăvit și onorat să fie Domnul. Amin.